Pentru susținerea bacalaureatului special s-au înscris 237 de elevi de clasa 12, printre care și 9 dolgeni. Aceștia învață în unitățile de învățământ din Craiova și sunt elevi care participă la loturile olimpice sau competiții sportive internaționale, care se desfășoară în perioada sesiunii normale a bacalaureatului, dar și elevi care sunt deja admiși la universitățile din străinătate. În această perioadă, până pe data de 27 mai, se desrulează la Brașov sesiunea specială a examenului național de bacalaureat din județ județul Dorj, participând nouă elevi de la Colegiul Național Frații Buzești, Colegiul Național Carol I, Liceul cu program sportiv Petraiche Trișcu și Colegiul Național Nicolae Titulescu din Craiova. Bacalaureatul a debutat cu probele orale pe 16 mai și se va desfășura până vineri 21 mai. Probele scrise încep pe 23 mai cu limba și literatura română, apoi are loc proba obligatorie a profilului, urmând ca pe 25 mai să se desfășoare proba de alegere a profilului și specializării, iar pe 26 mai are loc evaluarea la limba maternă. Anul trecut, procentul de promovabilitate la această sesiune specială a elevilor din județul Dolj a fost de 100% și sperăm ca și anul acesta să fie la fel. Afișarea primelor rezultate va fi pe 26 mai la sediul unităților de învățământ care organizează această sesiune specială, iar depunerea contestațiilor este programată în cursul aceleiași zile. Rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor, vor fi afișate pe 27 iunie.